Scene șocante în Craiova. Un cal a fost omorât în bătaie pe o stradă din Bănie. Oamenii legii fac acum cercetări pentru cruzime față de animale. După ce a fost bătut, calul a fost abandonat pe o stradă din Craiova. Bărbații care se aflau în oraș au fost prinși și duși la audieri. În fața oamenilor, legii nu au recunoscut nimic. De ce l-ați bătut? De ce ați bătut calul? V-a fost milă de el? Știți că l-ați omorât? Știți că l-ați omorât? De ce l-ați bătut? V-a fost milă? E un bine animal. De ce a murit? Era sângerat. Așa? Și a murit. Cum a murit? El căzut jos. Păi știți că e sânge peste tot și pe un gard. De unde e sângele ăla? De unde? De la el? L-ați bătut? Nu. Polițiștii secției 4 au adus la audieri 3 craioveni, iar în prezent efectuează cercetări pentru stabilirea cauzei decesului animalului respectiv. Asta după ce va sosi raportul de autopsie efectuat de medicii veterinari, urmând ca în funcție de cauza decesului să se facă încadrarea juridică corectă a faptei respective. Să vedem dacă vorbim de cruzim față de animale sau altă fapt. Dacă se va dovedi că animalul a fost omorât cu cruzime, indivizii riscă să se aleagă cu amendă penală de până la 10.000 de lei sau pot sta până la 3 ani după gratii.